cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm alergarea pe teren variat, alergarea pe teren moale, alergarea peste obstacole, alergarea pe trepte. Tema se adresează clasei a 6-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin 3 probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecția deprinderii motrice, alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei, respectiv viteza de deplasare, sau a deprinderii motrice, alergarea de rezistență cu dezvoltarea rezistenței. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Conform programei școlare, formarea competențelor specifice clasei a 6-a, atletism, cuprinde următoarele elemente de conținut: alergări, sărituri și aruncări. Evaluarea conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial cuprinde o probă la alegere din cele prevăzute în programa școlară. În clasa 6-a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice atletismului, alergărilor, cuprinde elemente din școala alergării, alergarea de viteză și alergarea de rezistență. Alergarea de rezistență cuprinde startul de sus și lansarea de la start, coordonarea respirației cu ritmul pașilor de alergare, alergarea pe teren variat și cunoștințe despre startul greșit, depășirea adversarului, contactul piciorului cu solul în funcție de natura terenului. Alergarea pe teren variat. Se poate regăsi în lecția de educație fizică și sport, acolo unde terenul permite aceasta. Se poate practica în zonele cu teren plat sau denivelat, cu sau fără obstacole, în zonele de deal, munte, parcuri, pe zăpadă, pe nisip, etc. Este necesară în competițiile școlare de cross pentru clasele 5-8 și 9-12. Alergarea pe teren variat se abordează după însușirea tehnicii alergării de semifond și fond, deoarece pasul de alergare este identic. Obstacolele care se ivesc pe parcurs, relieful și consistența terenului determină variații de tempo și diferite modalități ale tălpilor de a lua contact cu solul. Alergarea pe teren variat presupune păstrarea echilibrului general al corpului, modificarea minimă a pasului lansat în tempo moderat și trecerea obstacolelor cu efort minim. Alergarea pe teren variat cuprinde alergarea pe teren plat, alergarea pe teren moale, nisip, zăpadă, alergarea în urcare, alergarea în coborâre, alergarea pe trepte și alergarea peste obstacole. Alergarea pe teren moale, zăpadă, nisip, terenuri acoperite cu straturi groase de frunze sau arate, etc. Contactul cu solul se ia pe toată talpa, iar în timpul impulsiei aceasta nu se derulează complet. Acest fel de așezare a piciorului pe sol are avantajul că oferă elevului în permanență o suprafață de sprijin mare, evitându-se afundarea în terenul prea moale. Pentru menținerea unui echilibru corespunzător, brațele sunt ținute depărtate de trunchi, iar privirea cercetează în permanență terenul din imediata apropiere. Alergarea pe zăpadă. Alergarea pe nisip.
alergarea peste obstacole, copaci răsturnați, șanțuri băltoace, garduri vii, etc. Ridică probleme care trebuie rezolvate spontan cu cheltuială minimă de energie, dar cu maximum de eficacitate. Se recomandă ca acțiunea de trecere a obstacolelor să nu modifice prea mult ritmul și structura generală a alergării. În funcție de înălțimea obstacolului și viteza de deplasare, acesta poate fi depășit prin călcare și folosirea unui pas sărit. Șanțurile, gropile și băltoacele sunt trecute în funcție de posibilitățile elevilor printr-un pas sărit executat după o accelerare înaintea obstacolului. Alergarea pe trepte, scări. Are o importanță foarte mare atât urcarea cât și coborârea scărilor. Se poate realiza separat sau în cadrul unui traseu de alergare pe teren variat, cross. Este asemănătoare din punct de vedere al mecanismului tehnic cu alergarea în urcare, respectiv în coborâre. Elevii pot alerga din treaptă în treaptă sau din două în două trepte, în funcție de posibilitățile fiecărui elev, intensitatea stabilită, numărul și înălțimea scărilor, etc. În urcare, și în coborâre. Structuri de exerciții. Alergare de durată 2-3 minute pe teren moale, alergare pe trepte 10-20 secunde în urcare, apoi în coborâre, alergare peste diferite obstacole, copac răsturnat, băltoacă, etc., trecere prin pășire sau cu pas sărit, după însușirea tuturor variantelor de alergare pe teren variat, pe teren plat, în urcare, în coborâre, pe teren moale, peste obstacole, pe scări, pot fi folosite diferite combinații. În acest caz, start de sus, alergare pe teren plat, după care alergare peste obstacol, din nou alergare pe teren plat, acum alergare pe trepte în urcare, după care alergare în coborâre cu trecere în alergare pe teren plat, apoi alergare pe teren moale, alergare peste obstacol, și în final alergare pe teren moale. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.